Ivan Turbinca de Ion Creangă. Era odată un rus pe care îl chema Ivan. Și rusul acela din copilărie se trezise în oaste. Și slujind el câteva soroace de-a rândul, acum era bătrân. Și mai marii lui, văzându-l că și-a făcut datoria de ostaș, l-au slobozit din oaste cu arme cu tot, să se ducă unde a vrea, dându-i și două cârboafe de cheltuială. Ivan atunci mulțumi mai marilor săi și apoi, luându-și rămas bun de la tovarășii lui de oaste, cu care mai trase câte o dușcă, două de rachiu, pornește la drum cântând. Și cum mergea Ivan, șovăind când la o margine de drum, când la alta, fără să știe unde se duce, puțin mai înaintea lui mergeau din întâmplare pe o cărare lăuntrică Dumnezeu și cu Sfântul Petre, vorbind ei știu ce. Sfântul Petre, auzind pe cineva cântând din urmă, se uită înapoi și când colo, vede un ostaș mătăhăind pe drum în toate părțile. Doamne, zise atunci Sfântul Petre speriat, ori hai să ne grăbim, ori să ne dăm într-o parte. Nu cumva ostașul cela să aibă hârțag și să ne găsim beleaua cu dânsul. Știi că am mai mâncat eu odată de la unul ca acesta o chelfăneală. N-ai grijă, Petre, zise Dumnezeu. De drumețul care cântă, să nu te temi. Ostașul acesta e un om bun la inimă și milostiv. Vezi-l? Are numai două cârboave la sufletul său. Și drept cercare, ai fă-te tu cerșetor la capătul iz de pod și eu la celălalt. Și să vezi cum are să ne dea amândouă cârboavele de pomană, bietul om. Adu-ți aminte, Petre, de câte ori ți-am spus că unii ca aceștia au să moștenească împărăția cerurilor. Atunci Sfântul Petre se pune jos la un capăt de pod, iar Dumnezeu la celălalt și încep a cere de pomană. Ivan, cum ajunge în dreptul podului, scoate cele două cârboave de unde le avea strânse și dă una lui Sfântul Petre și una lui Dumnezeu, zicând: dar din dar se face raiul, nava! Dumnezeu mi-a dat, eu dau, și Dumnezeu iar mi-a dat, că are de unde. Și apoi Ivan începe iar a cânta și se tot duce înainte. Atunci Sfântul Petre zice cu mirare: Doamne, cu adevărat bun suflet de om e acesta și n-ar trebui să meargă nerăsplătit de la fața ta. Dar, Petre, las că am eu purtare de grijă pentru dânsul. Apoi Dumnezeu pornește cu Sfântul Petre și cât aici, cât cole, ajung pe Ivan, care o ducea tot într-un cântec de parcă era toată lumea lui. Bună calea, Ivane, zise Dumnezeu, dar cânți, nu te încurci. Mulțumesc, dumneavoastră, zise Ivan, tresărind. Dar de unde știi așa de bine că mă cheamă Ivan? Dapoi, dacă nu știu eu, cine altul are să știe? Răspunse Dumnezeu. Dar cine ești tu? Zise Ivan, cam zborșit. De te lauzi că știi toate. Eu sunt cerșetorul pe care l-ai miluit colo la pod, Ivane. Și cine dă săracilor, împrumută pe Dumnezeu, zice Scriptura. N-ați împrumutul înapoi, căci noi nu avem trebuință de bani. Ia, nu mai am vrut să dovedesc lui Petre cât ești tu de milostiv. Află acum, Ivane, că eu sunt Dumnezeu și pot să-ți dau orice-i cere de la mine, pentru că și tu ești om cu dreptate și darnic. Ivan atunci, cuprins de fiori, pe loc s-a dezmețit, a căzut în genunchi dinaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, dacă ești tu cu adevărat Dumnezeu, cum zici, rogu-te blagoslovește-mi turbinca asta, că ori pe cine o-i vrea eu să-l vâr întrânsa și apoi să nu poată ieși de aici fără învoirea mea. Dumnezeu atunci, zâmbind, blagoslovi turbinca după dorința lui Ivan
și apoi zise: Ivane, când te-ai săturat tu de umblat prin lume, atunci să vii să slujești și la poarta mea, căci nu ți-a fi rău. Cu toată bucuria, Doamne, am să vin numai decât, zise Ivan. Dar acum, deodată, mă duc să văd, nu mi-a picat ceva la turbincă? Și zicând aceste, apucă peste câmpii de-a dreptul spre niște curți mari care de-abia se zăreau înaintea lui, pe culmea unui deal. Și merge Ivan și merge și merge până când, pe înserate, ajunge la curțile cele. Și cum ajunge, intră în ogradă, se înfățișează înaintea boierului și cere găzduire. Boierul acela și că era cam zgârcit, dar, văzând că Ivan este un om împărătesc, n-are ce să facă. Și vrând nevrând, poruncește unei slugi să dea lui Ivan ceva de mâncare și apoi să-l culce în niște case nelocuite, unde culca pe toți musafirii care veneau așa, nitam nisam. Sluga, ascultând porunca stăpânului, ia pe Ivan, îi dă ceva de mâncare și apoi îl duce la locul hotărât să se culce. Las dacă nu i-a dat odihna pe nas, zise boierul în gândul său, după ce o rândui cele de cuvință. Știu că are să aibă de lucru la noapte. Acum să vedem care pe care. Ori el pe draci, ori dracii pe dânsul. Căci trebuie să vă spun că boierul acela avea o pereche de case, mai deoparte, în care se zice că locuia necuratul. Și tocmai acolo porunci să culce și pe Ivan. Ivan însă habar n-avea de asta. El, cum a intrat în odaia unde l-a dus omul boierului, și-a pus armele în rânduială, s-a închinat după obicei și apoi s-a tologit așa, îmbrăcat cum era, pe un divan moale ca bumbacul, punându-și turbinca cu cele două cârboave sub căpătâi și așternându-se pe somn, căci de-abia îl țineau picioarele de trudit ce era. Dar poate bietul să se odihnească? Căci cum a stins lumânarea, odată se trezește că îi smuncește cineva perna de sub cap și o aruncă cât colo. Ivan atunci, punând mâna pe sabie, se scoală repede, aprinde lumânarea și începe a căuta prin casă, în toate părțile, dar nu găsește pe nimeni. Măi, dar acest păcat, ori casa asta nu-i curată, ori s-a cutremurat pământul de mi-a sărit perna de sub cap și eu umblu bădădăind ca un nebun. Ce-or mai fi și cutremurele este? Zise Ivan, mai făcând câteva cruci până la pământ și apoi iară se culcă. Dar când s-a țipească, deodată se aud prin casă o mulțime de glasuri, care de care mai urâcioase. Unele miorlăiau ca mâța, altele covițau ca porcul, unele o răcăiau ca broasca, altele mornăiau ca ursul. Mă rog, fel de fel de glasuri schimonosite se auzeau, de nu se mai știa ce mama dracului să fie acolo. Ivan atunci se cam pricepe ce-ar fi asta. Apoi stai, dar, care chira socoteala cum văd eu? Ciodată începe a striga puternic. Pașol, n-a turbinca, ciorti! Atunci diavolii odată începe a se cărăbăni unul peste altul în turbincă, de parcă îi aducea vântul. Și după ce intră ei cu toții în lăuntru, Ivan începe a-i ghigosi muscălește. După aceea, leagă turbinca strâns la gură, o pune sub cap, mai trântindu-le prin turbincă niște ghionturi rusești, cole cum știa el, de dă inima din draci. Apoi se culcă cu capul pe dânsii și, nemai fiind supărat de nimeni, trage Ivan un somn de cele popești. Dar când aproape de cântători, Scaraoschi, căpetenia dracilor, văzând că parte din slugile lui se zăbovesc, pornește cu grăbire la locul știut să le caute. Și ajungând într-o clipă, se vâră el știe cum și pe unde în odaie la Ivan și șterge o palmă prin somn,
cât ce poate. Ivan, atunci, sare ars și odată strigă: Pașul na turbinca! Skaraoski atunci intră și el fără vorbă și se înghesuiește peste ceilalți demoni că-și n-are încotro. Ei, las că vă judec eu acuși necuraților! Voi scoate incul din voi! Zise Ivan tulburat. Cu mine v-ați găsit de jucat? Am să vă murșuluiesc de-au să râdă și câinii de voi! Și odată se îmbrăcă și se înarmează Ivan cu toate ale lui și ieșind afară, începe a face un tărăboi de s-a sculat toată ograda în gura lui. Dar ce ai pățit, mă, pohonțule, de te-ai sculat cu noaptea în cap și faci așa alarma? Ziseră oamenii boierilor, care dau chiori unul peste altul, de parcă aveau orbul găinilor. Ce să pățesc? Zise Ivan Dars. Ia, am căptu și niște iepuroi și am de gând să-i jumulesc. Boierul, în zgomotul ăsta, se scoală și el și întreabă: Ce vuiet e acolo prin ogradă? Ia, mai toată noaptea nu ne-am putut odihni din pricina rusului celuia. Dracul știe ce are, ci că a prins niște iepuroi și vrea să-i jumulească. Să iertați dumneavoastră! În vorbele acestei, numai Iaca ce se înfățișează și Ivan înaintea boierului, cu turbinca plină de dragi care se zbăteau ca pești în vârșă. Iaca, gospodin, cu cine m-am vânjolit toată noaptea! Dar ți-am curățit și eu casa de dragi și vi aduc poclon dis dimineață. Poruncește să-mi aducă niște pâlce, că am să-i bat la stroi, să pomenească ei cât ori trăi că au dat peste Ivan, robul lui Dumnezeu. Boierul, văzând aceasta, pe de o parte l-a cuprins spaima, iar pe de alta nu mai știa ce să facă de bucurie, căci multe sărindare mai dăduse el până atunci pe la popi, în toate părțile, ca să-i poată izgoni dracii de la casă, și nici că fusese chip. Dar se vede că până acum le-a fost și lor veleatul. Cu Ivan și-au găsit popa. Bine, Ivane! Zise boierul cu mulțumire. Să-ți aducă pâlce câte vrei și fă-ți datoria cum știi, că apoi omul-i fi și eu, Helbet. În sfârșit, nu trece mult la mijloc, Iaca se pomenește Ivan cu un car de pâlce cum îi plăcea lui. Le ia și le leagă la un loc, tot câte două-trei, după cum își știa meșteșugul. Dar, până la vremea asta, se adunase împrejurul lui Ivan tot satul, ca să vadă de patima dracilor. Căci lucru de mirare era acesta, nu șaga. Atunci Ivan dezleagă turbinca în fața tuturor, numai cât poate să încapă mâna și luând câte pe un drăcușor de cornițe, mi ți-l ardea cu pâlcele de-i crăpa pielea. Și după ce îl răfuia bine, îi da drumul cu tocmeală să nu mai vie pe acolo altădată. Noi mai veni, Ivane, câte zilișoare eu avea eu, zice ucigă-l crucea, cuprins de usturime, și se tot ducea împușcat. Iar oamenii ce priveau, și mai ales băieții, leșinau de râs. Dar mai la urma urmelor, Ivan scoate de barbă și pe Skaraoski și îi trage un frecuș de cele moschicești de-i fuge sufletul. Oftim! După bucluc umbli, peste bucluc ai dat, măi jupâne Skaraoski, să te înveți tu de altă dată a mai bântui oamenii, să săi lăspurca ce ești. Și apoi, dându-i drumul, na, fuge și Skaraoski după ceilalți, cată unul cu paiul. Dumnezeu să te înzilească, zise atunci boierul, cuprinzând pe Ivan în brațe și sărutându-l. De acum rămâi la mine, Ivane, și pentru că mi-ai curățit casa de dragi, am să te țin ca pe palmă. Ba nu, gospodin, zise Ivan, mă duc să slujesc pe Dumnezeu, împăratul tuturor. Și zicând aceste, se încinge cu sabia, pune turbinca la șold, își ia ranița în spate și pușca de umăr și pornind se tot duce înainte la Dumnezeu. Iar privitorii, cu
cu căciulile în mână, îi urau drum bun, ori încotro s-a întoarce. Călătorie sprâncenată, zise boierul. De rămâneai, îmi erai ca un frate, iar de nu, îmi ești ca doi. Mi se pare mie că și boierul, cât era de boier, luase frica turbincăi de nu-i păru așa de rău după Ivan, care-i făcuse atâta bine. Ivan însă nici nu se gândea la asta. El își căuta acum de drum, întrebând din om în om unde șede Dumnezeu. Dar toți pe câți îi întreba, dădeau din numere, neștiind ce să răspundă la așa întrebare ciudată. Numai Sfântul Nicolae trebuie să știe asta, zise Ivan, scoțând o iconiță din sân și sărutând-o pe dos și pe față. Și atunci, ca prin minune, se și trezește Ivan la poarta raiului. Și nici una, nici două, odată începe a bate în poartă cât putea. Atunci Sfântul Petre întreabă din lăuntru: cine e acolo? Eu! Cine eu? Eu, Ivan! Și ce vrei? Tabacioc este? Nu-i! Vodchi este? Nu-i! Femei sunt? Ba! Lăutari sunt? Nu-s, Ivane! Ce mă tot cihăiești de cap? Dar unde se găsesc de aceste? La iad, Ivane, nu aici! Măi, dar ce sărăcie lucie pe aici, pe la rai! Zise Ivan și, nemai lungind vorba, îndată și pornește la iad. Și el știe pe unde cotigește că nu umblă tocmai mult și nu mai ia ca ceda și de poarta iadului. Și atunci, odată începe a bate în poartă, strigând: ei, tabacioc este? Este! Răspunde cineva din lăuntru. Vodchi este? Este! Femei sunt? Dar cum să nu fie? Lăutari sunt? Ho-ho, câți poftești! A, harașo, harașo, aici de mine! Deschide-ți iute! Zise Ivan, tropăind și frecându-și mâinile. Dracul de la poartă, gândind că e vreun mușteriu vechi de-al lor, deschide. Și atunci nu mai ia ca ce se trezesc pe neașteptate cu Ivan Turbincă. Vai de noi și de noi! Ziseră atunci dracii, scărmânându-se de cap în toate părțile. Așa-i că am pățit-o! Ivan însă poruncește să-i aducă mai degrabă vodchi, tabacioc, lăutari și femei frumoase care gust să facă un guleai. Se uită dracii unii la alții și, văzând că nu-i chip de stat împotriva lui Ivan, încep a-i aduce care din cotro rachiu, tutun, lăutari și tot ce-i poftea lui Ivan sufletul. Umblau dracii în toate părțile, iute ca prăznelul, și intrau lui Ivan în voie cu toate cele, căci se temeau de Turbincă ca de nu știu ce, poate mai rău decât de Sfânta Cruce. De la o vreme, se chefăluiește Ivan cum se cade și unde nu începe a chiui prin iad și a juca Horodinca și Cazacinca, luând și pe draci și pe drăcoaice la joc, cu nepus în masă. Și în vârtejul cela răsturnă tărăbi și toate cele în toate părțile. Dezvenea să te strici de râs de iznoavele lui Ivan. Acum, ce să facă dracii ca să-l urnească de acolo? Gândesc ei, se sucesc ei, se frământă ei cu mintea fel și chip, dar niciunuia nu-i vine în cap ce să facă. Talpa iadului însă, mai ajunsă de cap decât toți dracii, zise atunci lui Scaraoschi: haram de capul vostru! De n-aș fi eu aici, ați păți voi și mai rău decât așa. Aduceți-mi de grabă o putină, o piele de câine și două bețe, să fac o jucărie cum știu eu, și acuși vi-l mături de aici. Și atunci, îndată îi se aduc cele cerute și tălpoiul face iute o darabană. Și apoi, furișându-se de Ivan, iese cu dânsa afară și începe a bate ca de război.
Brrr, brrr. Ivan atunci își vine în simțire și într-un buc iese afară cu pușca la umăr să vadă ce este. Talpa iadului atunci face tuști în lăuntru și dracii tronc. Închid poarta după Ivan și punând zăvoarele bine, bucuria lor că au scăpat de turbinc. Bate el Ivan în poartă cât poate, se răcăduiește el cu pușca, dar au prins ei acum dracii la minte. Ei, las, cornoraților! De mi-s mai pica vreodată în mână, turbinc are să vă știe de știre. Văzând Ivan că porțile iadului sunt ferecate în toate părțile și că dracii n-au de gând să-i deschidă, se le hămetește el acum și de lăutari, și de tabacioc, și de vodchi, și de tot, și pornește iar la rai să slujească pe Dumnezeu. Și cum ajunge la poarta raiului, din afară, se și pune acolo de strajă și stă neadormit zi și noapte, tot într-una, fără să se clintească din loc. Și nu mult după aceasta, numai iaca ce vine și moartea și vrea numai decât să intre la Dumnezeu ca să primească a porunci. Ivan atunci îi pune șpaga în piept și zice: „Ștotivit ma, unde vrei să te duci?" „La Dumnezeu, Ivane, să vedem ce mi-a mai porunci." „Nu-i voie", zise Ivan. „Las că mă duc eu să-ți aduc răspuns." „Ba nu, Ivane, trebuie să mă duc eu." Ivan atunci, văzând că moartea dă chioară peste dânsul, se stropșește la ea zicând: „Pașol, vidma, naturbinca." Moartea atunci, neavând încotro, se băgă în turbincă și acuș icnește, acuș suspină, dezvenea să-i plângi de milă. Iar Ivan leagă turbinca la gură cu nepăsare și o anină într-un copac. Apoi începe a bate în poartă. Sfântul Petre, atunci, deschide și când colo se trezește cu Ivan. „Ei, Ivane, doar te-ai săturat acum de umblat prin lume după crâncălacuri?" „M-am săturat și m-am prea săturat, Sfinte Petre." „Ei, și ce vrei acum?" „Ia, vreau să mă duc la Dumnezeu, să-i spun ceva." „Bine, Ivane, du-te, nu ți-e oprită calea. De-a puterea fi, acum ești de casa noastră." Ivan atunci se duce de-a dreptul înaintea lui Dumnezeu și zice: „Doamne, nu știu dacă ai la știință orba, dar eu slujesc la poarta raiului de multă vreme. Și acum vine moartea și întreabă ce mai porunciți." „Spune, Ivane, din partea mea, că poruncesc să moară 3 ani de zile de-a rândul numai oameni bătrâni, așa ca tine." Zise Dumnezeu, zâmbind cu bunătate. „Bine, Doamne!" zise Ivan, uitându-se cam lung la Dumnezeu. „Mă duc să-i spun cum ai poruncit." Și ducându-se el, scoate moartea de la închisoare și zice: „Dumnezeu a poruncit ca să mănânci 3 ani de zile de-a rândul numai pădure bătrână, de cea tânără să nu te atingi. Înțeles ai? Hai, pornește și fă-ți datoria." Moartea atunci pornește prin codri, supărată ca vai de ea, și începe a roade la copaci bătrâni, de-i pocneau fălcile. Și după ce se împlinesc 3 ani în capăt, iar pornește la Dumnezeu să primească porunci. Dar când știa care să dea peste Ivan, i se tăiau picioarele și o strângea în spate de frică. „Turbinca, afurisita de turbincă mă vâră în toate boalele," zicea moartea suspinând. „De cât n-am încotro, trebuie să mă duc," zise ea oftând. În sfârșit merge ea, nu merge, și de la o vreme ajunge la poarta raiului. Dar când colo, dă iar ochii de Ivan. „Tot aici ești, Ivane, tot?" „Ba bine că nu," zise Ivan, făcând stânga împrejur și punându-se drept în calea morții. „Dar unde gândeai să fiu când asta mi-e slujba?"
Gândeam că te-ai fi dus prin lume, după berbentlăcuri de ale tale. Dacă doar de lume am fugit, o știu eu cât e de dulce și de amară, bat-o pustia s-o bată. Isroase lui Ivan urechile de dânsa. Dar ce-ai slăbit așa, vidma? De bunătățile tale, Ivane. Acum cred că nu ți-i mai face blestem cu mine. Mi-i da drumul să intru la Dumnezeu, că tare mare treabă mai am. Dar cum nu? Ia mai pune-ți pofta la o parte, că doar nu piere lumea. Nu cumva ai pofti oare să te pui la taifasuri cu Dumnezeu? Dar știi că prea te întreci cu șaga, Ivane. Așa-ți-e treaba? Încă mă iei la trei parale? Pașol na turbinca, vidma! Moartea atunci se vâră în turbincă și Ivan o pune la pastramă zicând: șopârcai cu cine șopârcai, dar cu Ivan nu șopârcai. Dumnezeu însă știa de toate acestea, dar voia să mai facă și pe cheful lui Ivan, nu tot pe-a morții, căci multe bunătăți mai făcuse și ea în viața ei. Ia deschide, Sfinte Petre! Zise Ivan, bătând apoi la poartă. Sfântul Petre deschide și Ivan se duce iar de se învățișează înaintea lui Dumnezeu și zice: Doamne, moartea întreabă ce mai porunciți și să nu vă supărați, dar tare-i neastâmpărată și avână, drept să vă spun. Șede ca pe spini și vrea numai decât să-i dați răspuns. Du-i răspuns, Ivane, că poruncesc să moară de acum înainte 3 ani de zile de-a rândul numai oameni tineri. Și alți 3 ani de zile să moară numai copii obraznici. Bine, Doamne, zise Ivan, închinându-se până la pământ. Mă duc să-i spun cum ai poruncit. Și cum ajunge Ivan din afară de poartă, scoate moartea din turbincă și zice: Dumnezeu a poruncit că de acum înainte să mănânci 3 ani de zile de-a rândul numai pădure tânără și alți 3 ani de zile numai vlăstare fragede, răchițică, smicele, nuiele și altele de seama acestora, de pădurea cea bătrână să nu te atingi, că-i poznă. Auzit ai, vidma? Hai, pornește până te văd și sfătatoria cu sfințenie. Moartea atunci, înghițind noduri, pornește prin dumbrăvi lungi și huceaguri, supărată ca vai de capul ei, și de voie de nevoie începe când a roade la copaci tineri, când a forfecat micele și nuiele de-i părăiau măselele, șodurau șelele și grumaji întinzându-se pe sus la plopicei înalți și plecându-se atâta pe la rădăcinile celor tufari după mlădițe fragile. Se zămorea și ea sărmana cum putea. În sfârșit, s-a chinuit moartea așa 3 ani de zile de-a rândul și încă alți 3 ani și după ce îi se împlinesc cei 6 ani de osândă, iar pornește la Dumnezeu să vadă ce porunci a mai da. Nu-i vorba că știa vidma ce-o aștepta, dar ce era să facă? Turbinca mânca oar focul s-o mănânce, zice moartea, ducându-se la rai ca și cum ar fi mers la spânzurătoare. Nu știu ce să mai zic și despre Dumnezeu ca să nu greșesc. Pe semne că ajung și el în mintea copiilor, Doamne iartă-mă, de a dat lui Ivan cel nebun atâta putere asupra mea. Bine mi-ar părea să-l văd și pe Dumnezeu într-o zi cât e de mare și puternic în turbinca lui Ivan, ori de nu, măcar pe Sfântul Petre. Numai atunci mi-ar crede ei mie. Și mergând ea tot, podrogănind vrute și nevrute, ajunge la poarta raiului. Și când dă iar de Ivan, îi se întunecă lumea înaintea ochilor și zice oftând: Dar bine, Ivane, iar ai de gând să mă chinuiești cu turbinca aceea a ta? Ba dacă aș avea mai multă putere, ți-o spun drept, că ți-aș scoate ochii ca la dracul și te-aș frige pe frigare, zise Ivan cu ciudă. Că din pricina ta s-a prăpădit atâta amar de lume, de la Adam și până astăzi. Pașol na turbinca, vidma! Și de acum nici mai spun lui Dumnezeu despre tine, hoanghină bătrână ce ești! Tu și cu talpa iadului sunteți potrivita pereche.
Îmi vine să vă rup cu dinții de bunișoare ce sunteți. Am să te țin la pastramă, hât și bine. De acum în turbincă au să-ți putrezească ciolanele. Ha, ha! Suspină ea moartea, dar pace bună. Ivan parcă nici n-o vede, nici n-o aude. În sfârșit, trece ea așa o bucată de vreme cât ar fi trecut și într-una din zile vine Dumnezeu la poartă să vadă ce necazuri mai face Ivan cu turbinca aceea. Ei, Ivane, ce mai direguiești? Moartea n-a mai venit pe aici? Ivan atunci lăsă capul în jos și tăcând, începe a face pețe-fețe, iar moartea răspunde înnădușit din turbincă. Iată-mă-s, Doamne, pusă la opreală! M-ai lăsat de râsul unui șui ca Ivan, nenorocita de mine! Dumnezeu atunci dezleagă turbinca, dă drumul morții și zice lui Ivan. Ei, Ivane, destul de acum! Ți-ai trăit raiul și ți-ai mâncat mălaiul. De milostiv, milostiv ești. De bun la inimă, bun ai fost, nu-i vorba. Dar de la o vreme încoace, cam de pe când ți-am blagoslovit turbinca aceasta, te-ai făcut prea nu știu cum. Cu dracii de la boierul cela ai făcut harapara. La iad ai tras un guleai de ți s-a dus vestea ca de pop atuns. Cu moartea te-am lăsat până acum de ți-ai făcut mendrele, cum ai vrut, n-ai ce zice. Dar toate-s până la o vreme, fătul meu. De-acum ți-a venit și ție rândul să mori, n-am ce-ți face. Trebuie să dăm fiecăruia ce este al său. Căci și moartea are socoteala ei, nu-i lăsată numai așa degeaba cum crezi tu. Ivan atunci, văzând că s-au trecut de șagă, se pune în genunchi dinaintea lui Dumnezeu și îl roagă cu lacrimi, zicând: Doamne, rogu-te să fiu îngăduit măcar 3 zile, în care să-mi grijesc sufletul, să-mi lucrez racla cu mâna mea asta slăbănoagă și să mă așez singurel întrânsă. Și după aceste, facă moartea ce va voi cu mine, că-și văd eu bine că mi s-a strâns funia la păr, încep a slăbi văzând cu ochii. Dumnezeu îi învoiește cererea aceasta și apoi, luându-i turbinca din stăpânire, îl dă pe seama vidmei ca după 3 zile îi ia sufletul. Ivan acum, rămânând singur, supărat ca vai de el, pe de-o parte că i-a luat Dumnezeu turbinca, pe de alta care să moară, s-a pus pe gânduri. Mă rog, ia să stau și să-mi fac socoteala cu ce m-am ales eu cât am trăit pe lumea asta, zise Ivan în gândul său. În oase am fost numai dezbucium. Hăis, haram, cea, haram. De atunci încoace am umblat ia așa, teleleu tanasa. M-am dus la rai, de la rai la iad și de la iad iar la rai. Și tocmai acum la adică n-am nicio mângâiere. Rai mi-a trebuit mie la vremea asta? Ia, așa pățești dacă te strici cu dracul. Aici, la sărăcăciosul iz de rai, vorba aceea: fala goală, trai sta ușoară. Șezi cu banii în pungă și duci dorul la toate cele. Mai mare pedeapsă de asta, nici că se mai poate. Vodchi nu-i, tabacioc nu-i, lăutari nu-s, guleai nu-i, nimica nu-i. Mai am numai 3 zile de trăit și te ai dus, Ivane, de pe fața pământului. Oare nu-i de făcut vreo șmecherie până mai este încă vreme? În sfârșit, mai stă el Ivan o leacă așa, cu fruntea rezemată pe mână, și trăznește în gând una. Taci, că i-am dat de meșteșug. În caltea și-a fi a fi, dar degeaba n-are să fie. Văd eu bine că tot de una mi-a acum. Și odată se duce Ivan repede cu cele 2 cârboave, el știe unde, și cumpără unelte de teslărie, 2 lătunoaie groase, 4 balamale, câteva piroane, 2 belciuge și un lăcătoi zdravăn și se aruncă de-și face el singur o drăguță de racla să poată ședea și împăratul întrânsa. Ia ca, Ivane, și casă de veci, zise el.
Trei coți de pământ, atât ai al tău. Vezi în ce se încheie toată scofala de pe lumea asta? Dar n-apucă Ivan a sfârșit bine vorba din urmă și numai Iaca se și trezește cu moartea la spate. Ei, Ivane, gata ești? Gata, răspunse el zâmbind. Dacă ești gata, hai, așează-te mai repede în racla, că n-am vreme de pierdut. Poate mă mai așteaptă și alții să le dau răfași de drum. Ivan atunci se pune în racla cu fața în jos. Nu așa, Ivane, zise moartea. Dar cum? Pune-te cum trebuie să șadă mortul. Ivan se pune într-o racla și lasă picioarele spânzurate afară. Dar bine, Ivane, una-i vorba, alta-i treaba. Mult ai să mă ții? Pune-te, măi, frate, bine cum se pune. Ivan atunci se întoarce iar cu fața în jos, cu capul bălălău într-o parte și iar cu picioarele afară. Raca de mine și de mine, dar nici atâta lucru nu știi? Se vede că numai de blestemație ai fost bun în lumea asta. Ia fugi de acolo să-ți arăt eu, nebunule ce ești! Ivan atunci iese din racla și sta în picioare umilit, iar moartea, având bunătatea de scăli pe Ivan, se pune în racla cu fața în sus, cu picioarele întinse, cu mâinile pe piept și cu ochii închiși, zicând: ia ca așa, Ivane, să te așezi! Ivan atunci nu pierde vremea și face tranc. Capul deasupra, încuie lăcata și cu toată rugămintea morții, umflă racla în spate și se duce de-i da drumul pe o apă mare curgătoare, zicând: na, că ți-am făcut conețul! De acum du-te pe apa sâmbetei și să ieși din racla când te-a scoate bunica din groapă. Mi-a luat el Dumnezeu turbinca din pricina ta, dar în caltea ți-am făcut-o bună și eu. Ei, ei, Doamne, zise apostolul Petru râzând, vezi de ce s-a mai apucat acum Ivan a Sfinției tale? Bine a mai zis cine a zis, dacă dai nas lui Ivan, el se suie pe divan. Dumnezeu atunci, văzând până unde merge îndrăzneala lui Ivan, a început a se cam lua și el pe gânduri de năzdrăvăniile lui. Și așa a zis Dumnezeu să se desfacă sicriul acolo unde era și să iasă moartea la liman ca să-și răzbune și ea acum pe Ivan. Și îndată s-a făcut așa. Și când nici nu visa Ivan care să mai dea vreodată ochii cu moartea, numai Iaca ce se trezește cu dânsa față în față, zicându-i: dar bine, Ivane, așa ne-a fost vorba. Ivan atunci a rămas încremenit, fără să mai poată zice un cuvânt măcar. Încă te faci niznai? Ei, Ivane, Ivane, numai răbdarea și bunătatea lui Dumnezeu cea fără de margini poate să precovârșească fără de legile și îndărătnicia ta. De demult erai tu mătrășit din lumea asta și ajuns de batjocura dracilor, dacă nu-ți intra Dumnezeu în voie mai mult decât însuși fiului său. Să știi, Ivane, că de acum înainte ai să fii bucuros să mori și ai să te târâi în brânci după mine, rugându-mă să-ți iau sufletul, dar eu am să mă fac că te-am uitat și am să te las să trăiești cât zidul Goliei și cetatea Neamțului, ca să vezi tu cât e de nesuferită viața la așa de adânci bătrânețe. Și l-a lăsat moartea de izbeliște să trăiască. Cât e lumea și pământul, pe cuptor nu bate vântul. Și așa, văzând Ivan că nu mai moare, zise în sine: oare nu cumva de acum eu-i da cu par un cap de răul vidmei? Bază, nici nu gândesc. De ieșia dacă vrea. Și cică atunci unde nu s-a apucat și el, în ciuda morții, de tras la mahorcă și de chilit la țuică și holercă, de parcă mistuia focul. Guleai peste guleai, Ivane, căci altfel înnebunești de urât, zicea el. Dar ce era să facă bietul om când moartea îi chioară și nu-l vede? Și așa a trăit Ivan cel fără de moarte veacuri nenumărate
și poate că și acum a mai fi trăind dacă n-a fi murit.